Dragi prieteni, bun găsit! Suntem în preajma sărbătorilor de Crăciun și ne-am propus astăzi să abordăm o problematică a noastră și spun problematică pentru că e important să știm cum ne hrănim în postul de Crăciun și cum ne hrănim de sărbători. Stăm astăzi de vorbă cu doamna doctor, conferențiar universitar doctor, doctor în științe medicale, da. Floarea Damaschin. A făcut un drum lung de la Constanța și iată-ne în jurul sobei, stând de vorbă despre cum reușim să trecem peste sărbători și să ne hrănim sănătos și de ce este important să punem accent foarte mare pe alimentație. Vă mărturisesc un lucru pe care pe mine mă emoționează. Floarea o chema pe bunica mea și bunica mea, la țară fiind, n-a ratat niciun post. Nu rata absolut niciun post, era o femeie extrem de credincioasă și pe mine m-a uimit modalitatea în care putea să treacă peste acele posturi, care totuși sunt lucruri care țin de un comportament al nostru și de capacitatea noastră de a putea să facem față unui post. Cred că ținem de multe ori post fără să ne dăm seama. Ținem post fără să ne dăm seama? Da. Gândiți-vă că suntem într-o grabă, că suntem, înaintea unui examen sau în timpul unui examen, când uneori ținem post chiar negru, deci nici măcar cu apă. În pauze scurte? Uneori chiar mai lungi. Poate de o zi sau două, poate ați auzit în jur vorbindu-se cam așa: azi n-am mâncat nimic, n-am reușit să mănânc. Pare incredibil cum să nu reușești să mănânci. Astăzi, abia dacă am ciugulit un pic de pâine și am băut o cană cu apă. Vă dați seama, adică de multe ori noi ținem post, zicem, mare-i Dumnezeu, și ce înțelepciune a lăsat în corpul nostru, în creierul nostru, în mintea, în sufletul nostru, că atunci când suntem în grabă, când suntem extrem de presați, noi ținem post fără să realizăm. Și în felul acesta, organismul nostru, curățat cumva, reușește, chiar dacă se încarcă cu un alt tip de energie care este lui foarte benefică, el reușește să treacă peste acest lucru și trece cu foarte mare bine, să spun așa, și atât de bine ne este că ne este greu să înțelegem că, de fapt, noi am ținut post. Și că postul a fost atât de eficient. Ce se întâmplă cu cei care nu țin post din motive anormale? Sunt cei care și-au făcut un obicei de a avea 3 mese pe zi, de a se opri din lucru și a face pauza special pentru masă. Pentru că am în față o carte a dumneavoastră, 365 de meniuri pentru 365 de zile. Nu știu cât de ușor v-a fost să găsiți 365 de meniuri diferite pentru fiecare zi în parte și probabil că ar trebui să știm cum putem să găsim soluția cea mai bună, nutrițional, de a ne hrăni, fără să facem aceste pauze de post, post negru sau post prin excluderea unor alimente din meniul nostru? Cred că trebuie să aranjăm puțin răspunsurile. Prima dată ar trebui să știm că organismul nostru are nevoie de pauză. Deci are nevoie de post. Pentru a funcționa corect, ai nevoie de post. Ne dăm seama mai bine că avem nevoie de apă, pentru că setea este mai imperioasă decât hrana. De foarte multe ori, pentru un om care are mintea sănătoasă. Pentru că aici
trebuie să fac această afirmație că numai cu o minte foarte sănătoasă poți să înțelegi și rostul postului, poți să ții și post, poți să ții un post eficient, că poți să ții legat, și post. Legate până la urmă mintea de, de organism, de corp, de modul în care ne hrănim, nu se includ una pe cealaltă? Adică dacă noi avem o alimentație proastă, nu și mintea este dusă în extrema cealaltă? Anterior chiar este dusă. Anterior postului chiar este dusă, după care ținem postul cum nu trebuie și atunci o ducem și mai o punem, eu știu, într-o stare de alunecare și mai mare. Exact. Deci între minte și acțiune există o coerență. Absolut. Ce ne sugerați, suntem în preajma sărbătorilor, ce ne sugerați nouă celor care ieșim și vedem la piață tot felul de lucruri? Suntem o nație pofticioasă, preferăm să mergem la cumpărături și să luăm și lucruri pe care nu le mâncăm sau se strică în frigider doar pentru că ne fac ochiul în raft și înainte de sărbători e nevoie să avem un regim alimentar potrivit și să nu facem exces. Ce ne sugerați în preajma sărbătorilor? Cred că toți suntem, că suntem români sau că suntem de alte nații, cred că toți avem aceeași. În fața alimentului suntem extrem de slabi. Deci fără o educație foarte eficientă, să spun, foarte responsabilă a părinților în prima copilărie, și aș duce și chiar și mai jos, fără o alăptare corectă. Știți că, de exemplu, am găsit o carte de pe la 1800 într-o bibliotecă veche pe care nimeni nu mai dădea 2 bani, bibliotecă de țară, și acolo am găsit o carte pe care îmi pare rău, cred că toată viața, că n-am luat-o, că am zis că e a bibliotecii și eu numai să citesc și să o las acolo, și când m-am dus a doua oară, peste vreo jumătate de an, n-am mai găsit cartea, ei aruncaseră la gunoi tot. Mă rog, sau la carte veche. Deci la 1800, și asta este valabil, sper că este valabil, în tinerețea mea era absolut imperios ceea ce vă spun acum. Copilul când se naște, nu trebuie pus la sân. Este o anomalie. După efortul pe care îl face ca să iasă dintr-o lume, să intre într-o altă lume, mă cutremur, vă spun când spun lucrul ăsta, să-i dai să mănânce este ca și când ai un atlet pe care vrei să-l antrenezi și care s-a antrenat parțial, iar tu acum îl pui la efort și la capătul cursei îi dai o friptură și îi dai și băutură și îi dai de toate. L-ai Dar omorât. Cumva trebuie hrănit copilul nu trebuie și hrănit. Trebuie introdus în... Nu trebuie hrănit, deci copilul trebuie să aibă o pauză alimentară chiar de o zi, uneori chiar mai mare, de 2 zile, poate așa, poate chiar și mai mare, depinde de copil și de cel care îl urmărește și de mama care e responsabilă. Deci nu îl pui la sân imediat. Și ce îi dai să mănânce imediat, nu îi dai să mănânce, nu îl pui la sân. Îi dai ceai. Lucrul ăsta l-am găsit foarte bine, vă spun, la 1800 și vreo așa l-am găsit după ce eu îl scrisesem în cărțile mele, găsindu-l în altă parte și eu și preluându-l și din timpul facultății, dar era foarte slab, foarte slabă chestiunea asta, iar pe mine la vremea aia nu mă interesa, eu mă gândeam că am să fac chirurgie. Și apropo, ne-am întâlnit cu domnul profesor aseară și n-am reușit să-l salut, Târgoveanu, și n-am reușit să-l salut. Mi-a fost asistent în perioada de tinerețe. Deci, revenind, copilul trebuie să mănânce după o pauză, după ce respiră bine, a intrat într-o altă lume, trebuie să-și primească dragostea de rigoare, trebuie să învețe în primul rând să respire corect, mâncarea Iată, este secundar. Iată, contrar tuturor așteptărilor, pentru că noi am crescut într-o societate, bunicii mei îmi spuneau că trebuie să mănânc tot din farfurie. Încă din anii copilăriei mi se punea în față mâncarea, spunea că trebuie să mănânci ca să te faci mare. Nu excludeau posibilitatea că te vei face mare dacă nu mănânci. Da. Deci ți se spunea imperios, trebuie să mănânci tot din farfurie. Asta este o greșeală fundamentală iar de educație.
Pentru că a-l obliga să mănânce, atunci când el spune, gata, m-am săturat, el este stăpânul trupului lui, el știe, chiar oricât ar fi de mic, el știe că atunci e gata. Nu știe să-ți spună de ce, dar știe că e gata. În momentul ăla, cantitatea de enzime necesară pentru digestia alimentelor ingurgitate până atunci este suficientă. Dacă îi dai mai mult, or să băltească și or să fermenteze în stomac și mai puțin în stomac, dar în intestine, sigur, așa, are gaze, are abdomenul balonat, flatulență și te miri de ce un copil așa de mic trebuie să aibă gaze. Că n-ar trebui să aibă. Nici un om mare n-ar trebui să aibă, să știți. Recomandați, deci, implicit și copiilor aceste pauze. Noi le spunem post. Aceste pauze de alimentație de la vârste fragedă. Documentate științific, văd că aveți și o carte cu sfaturi pentru alimentație sănătoasă cu un titlu foarte interesant, 333 de sfaturi. Știu că sunt mai multe în carte și ați ales o cifră foarte interesantă acolo. Recomandați încă de la vârste fragede să ținem post? Da. Pe ce perioadă și de câte ori e necesar să ținem post? Pentru copii copilul nu trebuie să țină postul ca adultul, în niciun caz. Dar ar trebui să avem o altă abordare a postului la copil. Nu-i mai dau să mănânce interprandial. Deci a mâncat la ora X, mănâncă la ora X. Dacă n-a mâncat suficient sau îi fac un astfel de regim și nu mănâncă, că el este mai puțin mâncăcios și nu mănâncă. Și mie mi se pare că nu mănâncă și doctorul îmi spune că n-a crescut ca lumea. Adică sunt niște argumente care mă obligă să-i fac pauzele mai scurte și să-i dau cantitate de mâncare mai mică. Adică pauze mici, mâncare mai puțină, ca el să-și ia totuși toți nutrienții de care are nevoie și cantitatea de alimente de care are nevoie. Dar respect niște pauze mai mici. Pentru copilul eutrofic sau chiar hipertrofic, pauzele sunt mai lungi. Încerc să-l aduc într-o altă stare. Dar să știți că cel mai important lucru, până la urmă, este mestecatul. Noi nu învățăm copiii să mestece. Copiii se văd la adulți, iau exemplu adultului, care dă de 2-3 ori din gură și a înghițit alimentul. Viteza cu care mâncăm ține foarte mult de modul în care ne luăm necesarul din alimente. Absolut. Deci în momentul în care nu mesteci corect, și asta ar însemna să dai de 40 de ori din gură, să faceți acest experiment, iar uneori este greu să faci lucrul ăsta când ai doar pâine și morcov, de exemplu, însă dacă faci experimentul, vezi ce iese. În momentul în care mesteci atât de bine, se amestecă, deci alimentul triturat natural cu saliva și se absorbe foarte mult în gură. Gura este locul în care se absorb nutrienții cel mai bine. Ajung în stomac unde nu mai sunt înțeleși și acolo apar alte dezechilibre. Deci noi ar trebui să mestecăm foarte bine ca alimentul să se absorbă în gură. Cum apăsăm pe butonașul acela care transmite de la creier informația să mestecăm mai încet? Să ne concentrăm asupra meselor. Mesele în ziua de astăzi sunt cu telefonul în mână, în fața televizorului, copiii sunt pe repede înainte și iau și mănâncă sandwich-ul în pat cu jocul în față. Nu mai sunt atenți la ceea ce bagă în gură, orice primesc în față, părintele se mulțumește, domne, lasă copilul că totuși mănâncă ceva și îi dă oricum. Cum apăsăm pe butonașul acela care transmite de la creier informația să fim atenți la ce mâncăm? Spun un cuvânt care este perimat, responsabilitate a părintelui. Responsabilitatea se face prin citit. Responsabilitatea se face prin a-mi dori a fi responsabil față de copil. Știind că ceea ce fac îi aduce sănătatea. Știind că ceea ce tolerez și el nu înțelege și face un lucru pe care
asupra căruia nu are responsabilitate, nu are percepția lucrurilor corect, așa, atunci decât a plăcerii sau a nevoii, așa, atunci eu sunt responsabil sau responsabil de nesănătatea lui sau iresponsabil față de viața lui. Doamna doctor, e important să știm că aceste sfaturi pe care le dați sunt documentate științific. Nu vin dintr-o impresie personală și dintr-o experiență a dumneavoastră de viață. Vreau să dați la sfârșit de întâlnirea noastră un sfat pentru cumpătare părinților și celor care au nevoie să fie corect informați despre alimentația noastră. Încă o dată insist pe faptul că în perioada sărbătorilor facem abuz și știm că asta o facem mereu, deși încercăm să nu o mai facem. Deci, primul sfat ar fi să ne întoarcem în tradiție. Eu mi-amintesc de străbunici, eu am crescut cu străbunici și mi-amintesc cât de postitori erau și că noi copiii puteam mânca în post, în afară de ce mâncau ei și de limitele impuse ca și program, puteam mânca fructe. Deci ne dădeau voie să mâncăm fructe. Iar alea le luam din copaci, că nu era depozit de așa. Deci și copiii erau postitori atunci, dar ne dădeau voie să mâncăm fructe. Deci, ia uite-te, de unde știa străbunicul meu care avea câteva clase și de unde știa el că poate să-mi dea voie să mănânc fructe, dar nici alea destule, câte aș fi vrut eu, cu limită și acolo, și că putea să-mi nu-mi dea mâncare în ziua de vineri și în ziua de miercuri sau în zilele de post lung, acolo erau iar cumpătați, și mie nu mi se întâmpla nimic și nu numai mie, că am crescut 3 copii într-o casă. Deci, dacă ne întoarcem la tradiție, vom găsi tot ce ne trebuie. Dacă vom merge pe impresiile de acum că copilul trebuie lăsat, copilul trebuie să... Nu vreau să spun să-ți dea în cap, da? Nu vreau să spun asta, da? Dar am spus, ca să ne înțelegem. Adică copilul nostru nu este stăpânul nostru. Copilul nostru este un cetățean în devenire, asupra căruia noi avem o foarte mare responsabilitate, să-l lăsăm un cetățean responsabil societății și pentru viața lui și pentru viața din jurul lui. Da, iată, dragi prieteni, cum învățăm că alimentația ține de responsabilitate și de tradiție. Să nu le uităm pe niciunele în preajma sărbătorilor și să fim cumpătați. Vă mulțumim și aveți grijă la alimentație!